Suntem la finalul studiului pe evanghelizare și m-am gândit că, într-adevăr, Evanghelia este singurul lucru pe care îl putem da lumii ăstea, singurul lucru important. Dacă, de exemplu, am fi capabili să îi îmbogățim pe toți necredincioșii și s-ar duce în focul ghienii, n-am făcut nimic. Corect? Dacă am fi capabili să îi îmbrăcăm pe toți aceia care sunt dezbrăcați și necredincioși și ei n-ar primi Evanghelia, nu le-ar mai fi fric, dar s-ar duce în iad. Dacă am fi capabili să-i vindecăm pe toți necredincioși și bolnavi, ei ar fi sănătoși, s-ar duce sănătoși în focul ghienii. Și așa mai departe, dacă am fi capabili să le dăm adăpost, dacă am fi capabili... Ar fi bine să punem în comparație Evanghelia cu toate aceste lucruri și să ne dăm seama că în ultimă instanție, ceea ce ajută și în viața aceasta, și în veșnicie, este mesajul Evangheliei. În realitate, acesta este singurul lucru pe care avem să-l dăm lumii ăstea. Evanghelia este tot ce avem de dat lumii. Evanghelia este mesajul profetic al lui Dumnezeu pentru o lume păgână. A fost Evanghelia mesaj profetic pentru lumea păgână? Este Evanghelia mesajul profetic pentru lumea păgână și Evanghelia va fi mesajul profetic pentru lumea păgână. Lumea este păgână tot timpul. Lumea a fost păgână tot timpul, lumea va fi păgână tot timpul. Nu există așa ceva ca și o societate sau o cultură sau stat creștin. Nu există în realitate așa ceva. Există o aderență în anumite perioade istorice a culturii sau a societății, o aderență la anumite principii creștine. Există o afiliere poate cu anumite principii creștine. Există o încorporare a unei mentalități creștine în anumite state sau în anumite culturi, da? Dar asta nu înseamnă că societatea sau statul sau cultura respectivă devin creștine. De aceea, repet, tot ce avem de dat important lumii acestea este Evanghelia. Evanghelia este un mesaj profetic pentru că vine de la Dumnezeu. Profetic nu înseamnă că vestești ceva necunoscut, ci că este necunoscut lumii. Da? Și nu vine din lume. Este profetic pentru că vine de la Dumnezeu, este transmis prin oameni și este nou pentru lumea aceasta. Nu originează în lume, da? Evanghelia este un mesaj profetic. Cea mai frumoasă și extraordinară profeție pe care o avem de dat lumii acestea. Și într-un sens secundar, toți suntem profeți. Pentru că avem un mesaj profetic de la Dumnezeu, clar, limpede, pe care trebuie să-l dăm lumii acestea. Da? Și eu cred că asta e încurajarea care trebuie să fie încurajarea fiecăruia dintre noi. Dom'le, avem ceva limpede, clar, revelat de Dumnezeu. Suntem privilegiați să fim vocea lui Dumnezeu în lumea asta păgână și avem să le dăm oamenilor ăsta cel mai important lucru. Nu e un lucru extraordinar? Să te simți, doamne, ai o problemă. Eu sunt la care te pot ajuta. Nu-i nimeni în lumea asta care te poate ajuta. Numai eu te pot ajuta în realitate. Nici martorile Jehova nu te pot ajuta, nici filozofii nu te pot ajuta, nici statul nu te poate ajuta, nici Uniunea Europeană nu te poate ajuta. Nimeni nu te poate ajuta. Eu ăla, da, care stau acolo, eu singur care te pot ajuta. Înțelegi? Eu singur care am ceva care te poate ajuta cu adevărat. Asta este un lucru fantastic, extraordinar. Și aș vrea să vă citesc introductiv pentru această temă a Evangheliei ca mesaj profetic pentru lumea păgână și singurul mesaj pe care l-avem de dat, să vă citesc din Iona capitolul 3, primele 4 versete. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat, s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului, și Ninive era o cetate foarte mare cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Poate vom fi mirați să vedem în seara aceasta cât de clar și limpede este mesajul Evangheliei chiar în această amenințare pe care Iona a proclamat-o la cetatea Ninive. Foarte sumar vreau să subliniez câteva principii cu privire la acest mesaj al Evangheliei, acest mesaj profetic al Evangheliei primit de la Dumnezeu și pe care noi trebuie să-l dăm lumii acestea. În primul rând, Evanghelia este trimisă de Dumnezeu prin oameni păcătoși care au experimentat harul. Nu știu dacă ați auzit această obiecție, am mai atins-o de mai multe ori, din mai multe unghiuri. Doamne, dar știu că și fratele Cristo a făcut nu știu ce, dar știu că și sora cu tare, dar știu că și ăla a făcut ceva, dar toți avem probleme de aici, e adevărat, da sau nu? Asta nu trebuie să ne facă pe noi să fim neatenți. A, fratele a zis că toți avem probleme, toți suntem păcătoși, Doamne, toți suntem țărână, deci asta este. Ce, la voi nu sunt uscături? Deci asta nu e un mod în care trebuie să abordăm pe oamenii necredincioși. Noi suntem chemați la sfințenie. Însă,
Noi nu suntem niște super sfinți, niște super eroi spirituali care ne ducem să le arătăm păcatele oamenilor din jurul nostru. Ci suntem niște păcătoși, exact la fel de păcătoși ca și ei, dar care au experimentat deja harul. Deci noi nu, eu nu trebuie să mă duc la un necredincios și să spun, eu niciodată n-am curvit, eu niciodată n-am furat, eu niciodată n-am mințit, nu este mesajul cu care eu mă duc. Ci eu mă duc cu mesajul unui har pe care eu l-am experimentat deja. Eu nu mă duc la el și să prezint o comparație între mine și el. Nu, ăsta e mesajul Evangheliei. Deci când, automat când un om, asta e ceva ce se întâmplă foarte des, omul începe să-ți vorbească despre pocăiții care nu trăiesc ca pocăiții. Deci dacă ai intrat pe panta asta, e total greșit. Tu însuți accepți să distrugi Evanghelia de mână cu cel care te-a tras pe tine în discuția aceea. Nu asta este Evanghelia. Omule, Evanghelia e total diferit. Evanghelia este că tu ești păcătos, eu sunt păcătos, Dumnezeu a avut har pentru mine, Dumnezeu îți oferă și ție harul prin Evanghelie, prin gura mea. Ăsta este mesajul. Nu că eu sunt un super sfânt, că n-am făcut păcatele pe care le-ai făcut tu, că m-am născut în familie de credincioși și la 18 ani m-am botezat. Aia nu este Evanghelie, da? Să fie clar, aia nu este Evanghelie. Evanghelia că eu sunt păcătos, am experimentat harul lui Dumnezeu și de fapt numai oameni care au experimentat harul lui Dumnezeu sunt capabili să proclame Evanghelia asta. Niciodată nu vei empatiza cu un ticălos nenorocit mort în păcatele lui dacă tu nu te-ai văzut niciodată așa. Niciodată nu vei putea empatiza cu el. Dacă încă trăiești cu senzația asta, eu m-am născut în familie de credincioși, eu n-am făcut păcate pe care le-au făcut ăștia, bă, ăștia într-un fel merită să se ducă în iad la cât i-au făcut. Deci asta este, e fatal și înțeleg de ce nu poți să fii un purtător de Evanghelie. Pentru că n-ai ajuns la niciun moment în care să vezi grozăvia păcatelor tale, nu ale altuia, ale tale să le vezi. Deci să primești o lumină de la Duhul Sfânt și să vezi păcatele tale cât de grozave sunt înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Așadar, primul principiu fundamental aici este acesta. Evanghelia este trimisă de Dumnezeu prin oameni păcătoși, dar nu aici, doar prin oameni păcătoși. Prin oameni păcătoși care au experimentat harul lui Dumnezeu. Care au experimentat harul lui Dumnezeu. Nu la voie întâmplării, textul din Iona 3 începe așa. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară. Că eu vorbi și prima oară. Și este interesant, noi nu predicăm o evanghelie care ne-a dat har acum 15 ani, când ne-am întors la Dumnezeu. Corect? Iona a experimentat harul lui Dumnezeu a doua oară, când era deja profet, când își făcuse slujba o perioadă de timp și când a făcut unul dintre cele mai scandaloase păcate, am spune noi așa, cel puțin din perspectiva noastră. Domnule, un om care i s-a făcut atâtea privilegii, care a avut atâtea binecuvântări, chiar să refuze pe Dumnezeu în față în halul ăsta. Da? Omul ăsta a experimentat un har extraordinar de la Dumnezeu. Deci să te întorci conștient, premeditat, cum am văzut deja, cu spatele la Dumnezeu. Nu vreau, eu mă duc la Tars. Iona te-a trimis la Ninive. Nu vreau să mă duc la Ninive, mă duc la Tars. Și Dumnezeu să-ți dea har în situația asta, ce Dumnezeu extraordinar este. Un asemenea om se duce să predice Evanghelia, nu care a avut har acum 15 ani, da? Când m-am întors la Dumnezeu, ci care a avut har cu câteva zile înainte, da? Sau care a avut har în ziua aceea. Nu știu cât a durat pentru Iona să ducă Dune la vărsa peștile respectiv până la Nive. Dar omul mergea cu încă senzația aceea a harului. Încă mergea cu senzația aceea scos din pântecele peștile, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Cu această stare s-a dus Iona. Dacă noi nu înțelegem harul lui Dumnezeu zilnic, dacă nu înțelegem harul lui Dumnezeu săptămânal, dacă nu înțelegem harul lui Dumnezeu la propriu în fiecare zi, nu vom putea să predicăm Evanghelia. Nu vom putea să predic Evanghelia. Eu când stau în față cu un păcătos care îl văd în ce stare se află, zic, băi, eu am experimentat harul lui Dumnezeu. Eu am păcătuit și eu azi. Nu doar ăsta au păcătuit. De acum 15-20 de ani, de când m-am întors la Dumnezeu, eu n-am fost un super sfânt, n-am fost un super erou. Am fost un om care a trăit în totalitate prin harul lui Dumnezeu. N-am trăit în totalitate, n-am trăit 99% prin harul lui Dumnezeu și 1% prin faptele mele. Total prin harul lui Dumnezeu. Faptul că n-am făcut anumite păcate se datorează harul lui Dumnezeu. Nici nu știm de câte lucruri ne-a ferit Dumnezeu. Nici nu știm. Nici nu avem idee de câte circumstanțe, din câte câtă prostie trebuie să fie în capul unui om care să zică, da mă, dar eu de când m-am pucăit n-am făcut un lucru sau altul. Nu ai făcut pentru că Dumnezeu te-a protejat. Nu pentru că tu ești mare și tare. Este o eroare fundamentală asta, fatală. Este o negare a harului lui Dumnezeu. Să cred că Dumnezeu mi-a dat un fel de baterie a harului când m-am întors la Dumnezeu și de atunci merg prin bateria aia și o alimentez eu din timp și vezi dacă am hrănit. N-am hrănit firea din mine, am hrănit Duhul. Deci eu în ultimă instanță la cârmă acolo care hrănesc Duhul, nu firea. Nici vorbe de așa ceva. Sunt atâtea situații în viață prin care am putea trece și ne-ar face praștie din punct de vedere spiritual. Este total harul lui Dumnezeu. Numai când înțelegem
în realitate harul lui Dumnezeu. Zilnic. Atunci putem să predicăm zilnic și să mărturisim zilnic această Evanghelie. Al doilea principiu fundamental, Evanghelia are autoritate indiferent de numărul celor care se afiliază la ea. M-am gândit la Iona și Biblia subliniază niște aspecte importante. Ce zice, du-te la Ninive, cetatea cea, mă, parcă într-un sătuc așa, cu niște prieteni, cu, parcă altfel mai spui, cu toți e greu, dar tot vestești cumva Evanghelia, mai spui ceva despre Domnul Iisus. Dar să te trimite Dumnezeu într-o cetate străină, niște dușmani a poporului Dumnezeu, cetate mare, și spune Scriptura, apoi accentuează lucrul acesta și zice, Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Și să accentuez încă o dată, să spune, Iona a început să pătrundă în oraș calea de o zi. Calea de o zi abia o pătruns în oraș, da? Omul, omul nu trecea așa ca racheta, trebuia să vestească Evanghelia în timpul ăsta, da? Treceai prin ea în 3 zile, dar trebuia să... Bun. Și m-am gândit la Iona, cât de sigur trebuie să fi simțit. Singurul pocăit de acolo, într-o cetate plină de păgâni. Ce șanse erau? Câte șanse erau că păgânii ăștia să-l bage în seamă pe ăsta? Din punct de vedere omenesc nu era nicio șansă. Dar eficiența, aici e important, eficiența și autoritatea Evangheliei nu depinde de câți oameni se afiliază la ea, ci depinde de autoritatea celui care te-a trimis. De asta, ăsta e singurul lucru care depinde. Dacă ai fi singurul pocăit în Zalău, n-ar fi nicio diferență. Sau dacă am fi 500 sau 2000 sau 4000. N-ar fi nicio diferență dacă am fi un singur pocăit, eu aș fi un singur pocăit în Zalău sau ar fi 99% din Zalău pocăit. N-ar face nicio diferență cu privire la responsabilitatea pe care am să duc Evanghelia și cu privire la autoritatea și eficiența care vine odată cu Evanghelia. Nu vine autoritatea Evangheliei și eficiența ei în funcție de numărul de oameni. Nu de asta depinde. Depinde de autoritatea pe care mi-o dă Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu face mesajul acela să fie eficient. Trebuie să scăpăm de această, poate... acest sentiment al minorității. Nu așa că noi suntem minoritate? Deci suntem puțini în țară. Deci chiar e un nonsens treaba asta, mă înțelegeți? Chiar e un nonsens. N-are nimic de a face cu planul lui Dumnezeu și n-are nimic de a face cu eficiența pe care Dumnezeu o dă Evangheliei. Nu are absolut nimic de a face. Am ascultat un interviu săptămâna aceasta și fac o extrapolare, așa ca să înțelegeți. Povestea John MacArthur într-un interviu... Pe vremea când el trăiește cât Metusala, dar pe vremea când el a intrat în lucrare, erau foarte puțini oameni care să adere la Evanghelia în felul în care noi o înțelegem. Foarte puțini oameni în America. Găseai inși pe acolo. Nici nu se știe. Și în câțiva zeci de ani, tot el povestea în nu mai știu în ce țară din asta cu ăștia cu ochii așa. Într-o țară din asta, la un moment dat s-au întâlnit, acum recent, și vreo 30 ceva de mii de oameni ascultau o predică de-a lui tradusă. Da? Cine? Sunt 100% sigur că nici prin cap nu i-a trecut că să va ajunge la lucrul acesta. Și au început cu casete din alea înregistrate. Au început așa, încet, 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 încet. Și în câțiva zeci de ani Dumnezeu a făcut ca Evanghelia biblică a Domnului Iisus Hristos să cuprindă pământul. Da? Lucrul acesta este important să înțelegem. Credincioșia noastră depinde dacă înțelegem lucrul acesta. Faptul că sunul nu are nimic de a face cu realitatea mesajului pe care îl propovăduiesc. Dacă am fi mai mulți, mesajul ar fi la fel de real. Dacă am fi toți pocăiți, mesajul ar fi la fel de eficient și de real. Nu de asta depinde autoritatea. Depinde de faptul că Dumnezeu m-a trimis să-l spun. Da? Foarte important. Și Iona a înțeles lucrul acesta. În al treilea rând, Evanghelia trebuie vestită așa încât să se înțeleagă gravitatea situației și nevoia soluției. Deci Evanghelia trebuie vestită așa încât să se înțeleagă gravitatea situației și nevoia soluției. Auziți ce spune Biblia? Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo, auziți cum numește Dumnezeu mesajul, vestește acolo strigarea. De ce îi zice Dumnezeu să vestească strigarea? Și apoi spune, și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive. Și auziți, Iona a început să pătrundă în oraș calea de o zi, nu zice zicând, ci strigând și zicând. Deci Dumnezeu nu îi spune doar ce să spună, ci îi spune și cum să spună. Deci, băi, Iona, când comunici mesajul Evangheliei, ăștia să înțeleagă că problema lor este gravă și că soluția pe care eu o dau trebuie luată cu urgență. Deci oamenii nu trebuie să aibă... Ce înțeleg eu de aici? Din felul în care noi comunicăm Evanghelia, noi arătăm și gravitatea problemei și că soluția pe care noi o dăm pentru problema lor trebuie tratată cu seriozitate. Eu niciodată n-ar trebui să dau sentimentul omului, că omul poate să ia așa...
Evanghelia ca pe o altă filozofie, o altă teorie și o poate trata oricum. Nu, trebuie să vadă o gravitate în ceea ce spun. Eu am întâlnit oameni din biserici care sunt supărați de modul că suntem prea serioși. Zice, cineva mi-a spus, zice, deci ceea ce mă deranjează la tine e aroganța și mândria ta. Păi de ce? De unde ați văzut că s-a arogat? Eu nu zic că nu s-a arogat și mândru, sunt, dar de unde ați văzut asta? Ești prea convins de ceea ce spui. Cum aș putea să mă ridic la un vot fără să fiu convins de ceea ce spun? Cum aș putea să jefuiesc oamenii de jumătate de oră din viața lor sau 50 de minute din viața lor? 20 de oameni, 30 de oameni sau un singur om să stea să mă asculte niște chestii de care nu sunt sigur? Mă, eu așa cred că e, dar tu ești sigur? Nu sigur. Bă, tatu, eu îmi pierd viața cu tine. Înțelegeți? Felul în care comunicăm Evanghelia arată dacă noi credem cu adevărat în ea. Felul în care o comunicăm arată dacă credem cu adevărat în ea. Dacă aș veni și să spune, hai să vă dau un exemplu. Aș veni să spune, bă, Radu, vezi că s-a luat foc mașina în stradă. Ar râde. Dar dacă intru aici, val, vârtej, Radu și strig. Radu, înțelegi? Mă ia în serios, nici nu discută, iasă glonț afară, înțelegi? Dacă îi trimit o felicitare. Nu vezi că-ți iasă, o pun la poștă frumos acolo, scriu, mașina lui arde. Ce l-ajută pe el treaba asta? Bă, trezești atunci. Bă, arde, ieși afară acum. S-ar putea să mai faci ceva. Înțelegeți? Atât de gravă este situația în care se află oamenii. Noi nu putem garanta niciun minut de acum înainte pentru oamenii morți în păcat. Felul, e foarte important, felul în care comunicăm Evanghelia spune cât de mult credem noi în ea. Felul în care o comunicăm. Felul în care o comunicăm. Dumnezeu a lăsat să fie această relație între atitudinea cu care mergem, felul în care vorbim, această relație între felul în care vorbim și mesajul pe care îl spunem. Și mesajul pe care îl spunem. În al patrulea rând, Evanghelia proclamă că Dumnezeu are limită în harul lui. Auziți? Că Dumnezeu are limită în harul lui. Harul lui Dumnezeu nu este doar eficient sau irezistibil, și limitat. Dar în ce sens poate să fie harul lui Dumnezeu limitat? Vă dau câteva, ne uităm la pasajul ăsta și vă dau câteva exemple. În primul rând că există o perioadă în istoria omenirii în care se dă har, da? Va continua istoria cel puțin în veșnicie, să spunem, da? O merge în veșnicie, dar nu va mai fi har pentru nimeni în veșnicie. Decât împărăția lui Dumnezeu, da? Suntem ținuți pentru veșnicie în harul lui Dumnezeu. Dar pentru perioada asta cât suntem pe pământ, ne este dat har. În al doilea rând, există o limită la viața personală a unui om. Deci e foarte important. Ortodoxia, catolicismul, nu cred că harul este limitat la viața omului. Harul este limitat la viața omului. În momentul în care ai închis ochii și ai murit și te-am băgat în pământ, s-a terminat. Deci harul se termină la un moment dat. Nu trebuie să dau senzația omului că harul e așa, la discreție, nu, pentru totdeauna. Nu e așa. Da? În al treilea rând există o limită prin faptul că doar pe pământ putem fi mântuiți. Zice Biblia că s-au dus în locuința morților, să duc în iazul de foc, acolo nu mai este mântuire, da? În al patrulea rând, există o limită prin faptul că Dumnezeu își poate retrage chiar și harul general. Ce este harul general? O parte din harul general este faptul că există creștini într-o țară, de exemplu, sau într-un oraș. O parte din harul general este faptul că există scripturi, că nu le citește nimeni, că nu se duc oameni la părtășie, asta e cu totul altceva. Dar este o parte din harul general. Este un har general că în Zalău există un loc în care se predică Evanghelia. Este un har general, da? Dumnezeu poate să retragă lucrul ăsta. Știți că la ora actuală, pe planeta Pământ, din 7 miliarde, 2,1 sau 2 miliarde de oameni, n-au auzit nici măcar numele Domnului Iisus Hristos? Deci aia nici n-au ce să respingă, aia n-au, resping conștiința, poate vocea conștiinței, o să resping revelația lui Dumnezeu din natură. Romani 1 și Romani capitolul 2. Dar nu au Evanghelia. Ei n-au auzit nimica de Hristos. Dumnezeu poate să retragă harul ăsta. În zone în care a fost odată Evanghelia, să lase Dumnezeu să fie extirpat, să fie o pedeapsă pentru zona aceea. Dumnezeu să-i lase în voia minților blestemate. Deci nu putem noi să garantăm că va fi totdeauna în Zalău har. Har general chiar. Deci nu vorbim de harul pe care noi credincioșii îl avem în fiecare zi. Sau harul mântuit. Nu putem garanta lucrul acesta, da? Și în final, vedem, există o limită pentru anumite zone când Dumnezeu le distruge sau le lasă fără Evanghelie. Aproape, le distruge, le face praf și pulbere. Și în perioadă, anumite perioade a istoriei s-a întâmplat lucrul acesta. Vedeți, cu toată tehnologia noastră vine câte un tsunami, câte o... face curățenie foarte rapid, să șterge despre suprafața pământului. Dar uitați-vă la Iona. Iona zice așa. Încă 40 de zile. Și negativist era Iona, nu? Asta e strigarea. Zice, du-te și vei provădui strigarea pe care ce-o voi da. Dumnezeu nu i-a dat mesajul dinainte. Când am ajuns acolo, Dumnezeu spune, limita asta este. Încă 40 de zile. Acum eu vă întreb, câte limite la noi în Zalău? Știți? Nu știți, nu?
De aceea Biblia spune, astăzi, dacă auziți glasul lui. De ce astăzi? Că niciunul dintre noi nu suntem intrați în planurile lui Dumnezeu să știm cum Dumnezeu manevrează și coordonează propovăduirea Evangheliei pe globul pământesc. Niciunul dintre noi nu știm felul în care Dumnezeu rânduiește lucrurile. Și pentru că nu știm, suntem chemați să chemăm astăzi. Asta e ziua noastră. Astăzi, în fiecare zi, astăzi. Nu mâine, nu poimâine. Este greșit. O să vă dau predica dacă sunteți interesați. Zicea duminică, a ascultat o predică. De fapt, n-am ascultat o predică. Ar fi o minciună. Am ascultat câteva minute dintr-o predică. Zice, vă dau 7 zile. Vă dau 7 zile și să vă întoarceți, să vă decideți pentru Hristos. Este o eroare. De unde știi că unul dintre aceia mai trăiește 7 zile? De unde știu eu că cineva mai trăiește 7 zile? N-ar putea să dau nimic. Eu nu pot să-i dau 2 minute, nu pot să-i dau 1 minut, la o secundă nu pot să-i dau loc. Cum să-i dau 7 zile? Eu nu dau nimic la oameni. Dumnezeu mi-a zis că ziua mântuirii este astăzi. Asta trebuie să comunic eu foarte clar oamenilor, da? Evanghelia proclamă că Dumnezeu are limită în harul lui, da? Dar înțeles bine lucrul acesta cu limita. În al cincilea rând, Evanghelia are un anunț al judecății. Al judecății. Este această rezistență la mesaje negative în generația noastră. Vrem să auzim lucruri pozitive. Dar vestea bună a Evangheliei nu are valoare. Nu prinde decât dacă este o veste rea. Deci îți dau o veste bună a ce? Dacă tu vii și spui, bă, îți dau o veste bună, ți-aduc un pat. Mersi, am pat. Îți dau o veste bună, ți-aduc o pâine. Bă, nu e nicio veste bună asta. Dar dacă n-am pâine și zici că mi-aduce o pâine, aia e o veste bună pentru mine. De ce? Că în spate există o veste rea. Este o veste rea. Și aici vedem în mesajul lui Iona același lucru. Există o veste bună pentru că există o veste rea. Vestea rea care este? Că va veni o judecată. Dacă noi neglijăm partea asta negativă a Evangheliei, dacă neglijăm accentul pus pe păcat, dacă neglijăm accentul pus pe judecată, pe condamnare, pe iazul de foc și de puceasă, pe focul gheienii, pe veșnicia fără Dumnezeu, nefericită, fără Dumnezeu, despărțirea eternă de Dumnezeu, dacă subțiem, dacă neglijăm, dacă vorbim prea puțin, noi jefuim oamenii de acea convingere de păcat care vine și îi duce spre acceptarea veștii bune. Dacă eu îți mergi pe stradă acum așa, ia parașuta asta că să prăbușește avionul. Uite, bă, tu ești nebun la cap? De ce asta ți-a spune? Bă, am întâlnit un descrierea care îmi dădea o parașută pe stradă. Că pic din avion. Dar dacă aș fi în avion și ar început să se zgâlțe serios avionul și unul vine și îmi dă o parașută sau mă anunță de acolo, dar pilotul mă anunță că se prăbușește avionul și am 2 minute să ies din avion și vine și îmi dă o parașută, atunci le-au un serios pe omul ăla, pune-mă pe parașută. Pentru că-s conștientizat de situația gravă în care mă aflu. Evanghelia are un anunț al judecății. Și acest anunț al judecății este un anunț al dragostei lui Dumnezeu. De ce? Faptul că Dumnezeu te anunță că vine judecata este un har. Ar putea să nu te anunțe, numai să vină judecata. Da? Deci ar putea să nu te... Faptul că Dumnezeu îți dă un preaviz. Eu am primit odată un preaviz de exmatriculare. A fost un har că mi-a dat un preaviz de exmatriculare. Bă, nu mai chiulii. Dar te mai duc la șocuri, vin la școală. Da, vin și dă-ți examen, că n-aveau ăștia ce note să-mi dea, nu, absențele poate erau, n-aveau ce note să-mi pună acolo în catalog. Îți dau 2 numai, vine ca să-ți dau 2, știi? Deci n-aveau ce să-mi dea, da? Dumnezeu îți dă un preaviz. Faptul că îți dă preavizul înseamnă că îți dă un termen. Termenul ăla nu ți-i dat așa numai de iurea. Este un semn al dragostei lui Dumnezeu și al harului lui Dumnezeu, că îți dă preavizul, da? Când scoatem, asta e fundamental de înțeles, când scoatem condamnarea din Evanghelie, când scoatem judecata din Evanghelie, pierdem Evanghelia. Deci nu există Evanghelie fără vesterea, fără condamnare, fără judecată. Acum când vin și provodesc martirii Jehova sau ăștia care cred în anihilare, bă, vină la religia noastră, dar voi ce credeți? Mă, noi credem că după moarte totul se termină. Bă, nu știu cum. Dacă ar fi după voi să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Ce mă interesează? Că nu ajută la nimic asta. Deci e o salvare de ce? Ne salvează de ce Evanghelia lor? De nimica ne salvează. De nimica ne salvează. În al șaselea rând, Evanghelia îi tratează pe oameni ca egal. Nu știu dacă ați avut vreodată sentimentul ăsta, să stați de vorbă cu oameni mai deștepți, cu oameni cu funcții, cu oameni populari, cu oameni cu influență și ai așa un fel de sentiment că pentru ei Evanghelia trebuie cosmetizată altfel, că lor trebuie să le dai într-un fel poate alt mesaj. Și este fundamental greșit asta. De ce? Pentru că Evanghelia tratează pe toți oamenii ca egal. Este această dorință în generația asta a milenialilor, cum le zice, de a fi unic. Fii unic, fii tu însuți.
Nu suntem niciunul dintre noi unici. Există ceva care ne face pe toți egali. Păcatul. Și asta face Evanghelia. Este o dorință noastră. Faptul că eu sunt unic, îmi imaginez așa, visez, voi schimba lumea, voi inventa ceva, voi face ceva care va schimba lumea, voi avea un impact în lumea, o să-și aducă lumea aminte de mine. Vreau să fiu unic. Nu suntem unici. Evanghelia distruge din start aroganța, înfumurarea și mândria asta. Nu suntem unici. Ceea ce ne face pe toți egali este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și asta propovăduiește Evanghelia. Și vedeți, e foarte interesant aici, de la cel mai mic până la cel mai mare, până la împărat. Toți înțeleg că mesajul li se adresează lor și că înaintea lui Dumnezeu nu există niciun fel de distinție. Pe Dumnezeu nu-l interesa de mantia împăratului. Absolut deloc. Absolut deloc. Distrusă din temelii cetatea Ninivei. Asta era amenințarea lui Dumnezeu. Distrusă. Și împăratul nu mai rămânea cu nimica. Nu mai rămânea nimeni cu absolut nimic. Evanghelia tratează pe toți oamenii ca egali. Evanghelia distruge toate barierele false puse de oameni între ei. Toate barierele false. Îi reduce pe toți la un singur numitor comun. Suntem păcătoși înaintea unui Dumnezeu Sfânt. Și avem o foarte mare problemă. O problemă infinită. Da? Asta face Evanghelia. Evanghelia tratează pe oameni ca egal. Dacă ar fi un om plin de bani în fața ta, n-ar trebui să schimbi mesajul Evangheliei. Și nu te simți cumva. Ăla e la fel de păcătos ca unul care n-are niciun ban. Dacă e unul cu burdohanul prins și unul cu burta goală, e aceeași chestiune, e aceeași Evanghelie. E aceeași... Dacă e unul cu influență și unul de care nu auzi nimeni, e aceeași Evanghelie. Dacă e un copil sau un adult, e aceeași Evanghelie. Dacă e femeie sau bărbat, e aceeași Evanghelie pentru toți. Pentru că numitorul comun este păcatul. Și uitați-vă la Iona. Iona îmi face diferența aici. Trece, nu îl interesează de nimica. E un singur mesaj pentru toată lumea. Și judecata, nici moartea, nici judecata nu face diferență între oameni. Judecata lui Dumnezeu nu face diferență între oameni. Pe niciun criteriu pe care îl pun oamenii între ei. Da? Așa era principiul. Evanghelia prevestește cea mai mare catastrofă pe care o va experimenta umanitatea. Mai sunt deștepți din ăștia care mai întreabă, zice, cum poți să crezi într-un Dumnezeu care a trimis potopul? Bă, prietene, a fost lejeră treaba aia, nu știu cum să spun, a fost și puțini oameni pe pământ la vremea respectivă. Deci cu potopul a fost cum a potop. A fost cum a fost. Hai să spun cum e cu condamnarea veșnică. De unde te plânge de potop? Cum e, ce? Cum poți să crezi într-un Dumnezeu care a nimicit popoare? Prietene, va nimici Dumnezeu o planetă întreagă. N-a mai fost niciodată atâta populație, atâta densitatea populației pe glob, înțelegi? Deci aia e nimica pe lângă ce îți spun eu. Și asta prevestește Evanghelia. Vine o catastrofă. Ce a fost micro între Iona și cetatea Ninive raportat la faptul că el era responsabil să predice Evanghelia, ce a fost acolo micro, ne provodim la macro. Va fi o catastrofă universală, va fi distrus totul. Asta propovăduiește Evanghelia. Nu e chestiunea asta, bă, o să faci pană la mașină. Dumnezeu nu o să te ajute în viață. Dacă nu te întorci, Dumnezeu o să-ți meargă greu. Bă, știi ce? Merg fără Dumnezeu 20 de ani și merge tare bine. La revedere. Nu este mesajul Evangheliei. Că Dumnezeu vine să-ți îmbunătățească viața, vine să te ajute, Dumnezeu s-ar putea să ai multe necazuri după ce te pocăiești. Mai multe decât ai avut înainte. Că ai dușmani de moarte care sunt împotriva ta după aia. Și oameni, și duhuri, și așa mai departe. Evanghelia prevestește cea mai mare catastrofă pe care o va experimenta umanitatea. Acest lucru nu spune că avem un Dumnezeu cruce, avem un Dumnezeu iubitor care ne anunță dinainte. Deci dacă eu te anunț dinainte că vine o catastrofă și spun că poți scăpa și tu nu vrei, nu mai da vina pe Dumnezeu. Mă înțelegi? Deci dă vina pe tine însuți dacă vrei. Atâta. Deci n-ai pe cine să dai vina. Și apoi oamenii să mai întreabă, m-am gândit, oamenii să mai întreagă, zic, ce Dumnezeu e ăsta? De ce nu cred eu în Dumnezeu? Ce Dumnezeu e ăsta care lasă să se întâmple atâta rău și atâta nenorocire în lumea asta? Violuri, crime, oameni obișnuiți, oameni asupriți și așa mai departe. Ce Dumnezeu e ăsta care nu intervine? Mă, hai să spun ceva. Uite, Dumnezeu nu intervine, acum două să intervină într-o zi. Uite, tu ceri un Dumnezeu al dreptății care să intervină, să rezolve toate problemele. Uite, domnule, vine Dumnezeu într-o zi și o să rezolve toate problemele odată. Ce zici? E, când îi spui treaba asta, ce Dumnezeu e ăla care distruge toată... Dar tu mi-ai spus că Dumnezeu să intervină. Cum vrei să intervină? Deci când nu intervine și își amână intervenția din perspectiva noastră, nu-ți convine, când îți spun că Dumnezeu, uite, vrei un Dumnezeu al dreptății care să intervine, uite, îți provodezi Dumnezeu care intervine. Nu-ți place nici când intervine. Zice, ce Dumnezeu vrei? Ce Dumnezeu vrei? Știți de fapt ce vrea El? Un Dumnezeu care să nu intervină față de El. De fapt, El caută subterfugii ca să nege realitatea lui Dumnezeu. Și în ultimă instanță, catastrofa asta pe care noi o propovăduim prin Evanghelie, da, este rezultatul depărtării noastre de Dumnezeu. Și dacă este cineva pe care să-i învinovățim, aceia suntem noi.
Deci catastrofa asta pe care Dumnezeu o anunță este un rezultat al depărtării noastre de Dumnezeu. Este ceea ce oamenii strigă în gura mare de dimineață până seara, trăim fără Dumnezeu. Nu ne trebuie Dumnezeu. Mă, va veni o zi în care Dumnezeu se va împlini dorința. Și asta te anunț eu, de fapt. Ăsta e mesajul Evangheliei. Numai că va fi nefericirea eternă pentru tine. În al 8-lea rând, Evanghelia mărturisește un Dumnezeu mânios și iubitor. Adică Dumnezeu este mânios datorită păcatului și va arăta mânia în distrugerea păcătoșilor, dar este iubitor prin faptul că cheamă la mântuire. Deci noi nu predicăm doar un Dumnezeu mânios, dar nici doar un Dumnezeu iubitor. Da? Predicăm un Dumnezeu care este mânios datorită păcatului, că e sfânt și urăște păcatul, este scârbă de păcat, dar în același timp faptul că a lăsat mesajul Evangheliei și a dat oferta Evangheliei, este un Dumnezeu al dragostei. Nu este niciun paradox, este natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este supărat, este ofensat de orice păcat, orice faptă păcătoasă. Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necesiri a lui Dumnezeu. În același timp, soluția la mânia lui Dumnezeu este dragostea lui Dumnezeu. Adică s-a rezolvat tot în Dumnezeu, problema s-a rezolvat în Dumnezeu. Dumnezeu s-a mâniat și Dumnezeu din dragoste a găsit o soluție. Și la cruce de fapt asta vedem. Vedem dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu împreună cu dragostea și mila lui Dumnezeu venind împreună. Dreptatea și dragostea. Mânia și dragostea. Mânia și mila lui Dumnezeu, da? Sfințenia lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu au venit și s-au sărutat la cruce în persoana Domnului Iisus. Da? Asta predicăm noi. Noi predicăm un Dumnezeu care poate să treacă oricum cu vederea păcatul. Asta este o aberație. Asta este un Dumnezeu furatic, un Dumnezeu compromis. Nu predicăm niciun Dumnezeu care nu dă nicio șansă omenirii. Asta ar fi un Dumnezeu drept. N-ar fi crud, ar fi un Dumnezeu drept. Noi predicăm un Dumnezeu care este mânios și care este dragoste. El zice în Efeseni 2:3, eram din fire copii ai mâniei, dar Dumnezeu pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Două versete unul lângă altul. Da? Eram fie ai mâniei, fie condamnările lui Dumnezeu, dar Dumnezeu din dragoste ne-a dat soluția și ne-a mântuit. În penultimul rând, al nouălea rând, Evanghelia este soluția pentru cele mai avansate culturi și societăți. Se spune că Ninive era o cetate foarte importantă, o cetate mare, o cetate aflată în expansiune, însă o cetate plină de păcat. Și este foarte interesant de văzut. Cu cât o societate avansează mai mult, cu atâta și păcatul devine mai acceptat și atinge cote alarmante. Este foarte interesant lucrul ăsta. Cu cât trece timpul și oamenii evoluează în tehnologie, în înțelepciune, în știință, în filozofie și așa mai departe, cu atâta oamenii învață să-și tolereze păcatul mai mult, să-și scuze păcatul mai mult și să filozofeze păcatul mai mult. Evanghelia este soluția pentru cele mai avansate culturi. Pentru cele mai avansate culturi. Că i-au auzit pe ăștia, domnule, noi mai credem mituri și povești din astea de acum 2000 de ani. Oare? Așa gândeau poate și ăștia. Ei erau elevați pe vremea lor, erau deștepți pe vremea lor, erau influenți pe vremea lor, erau puternici pe vremea lor, dominau pe vremea lor. Evanghelia a fost relevantă pentru ei. Da? Și în final, Evanghelia trebuie predicată în funcție de călăuzirea generală revelată. De ce spun lucrul acesta, călăuzirea generală? Este o călăuzire generală și o călăuzire specifică. Adică, Dumnezeu mă călăuzește general că trebuie să mă căsătoresc cu o fată credincioasă. Da, mi-a spus-o eu pe Cristina. Aia e călăuzirea specifică, da? Eu. Dumnezeu mi-a arătat cu cine să mă căsătoresc, pot să iau orice fată de pe pământ. Nu e adevărat. Nu e adevărat lucrul ăsta. Dumnezeu nu spune la ce loc de muncă să te duci, la ce facultate să te duci. Dar sunt niște principii în călăuzirea generală a lui Dumnezeu. Evanghelia face parte din revelația generală a lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Iona, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Atât a fost revelația lui, s-a dus la Ninive. Când a ajuns la Ninive, Dumnezeu l-a călăuzit specific. Noi avem mesajul Evangheliei revelat în general în Sfânta Scriptură. Este adevărat că în situații specifice avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt pentru fiecare persoană în parte. De fapt, pe noi asta ne deranjează la un moment dat. Când spunem că nu știm cum să vestim Evanghelia, noi nu vrem să spunem neapărat că nu știm ce este Evanghelia. Aș spune că asta este părerea mea, că cei mai mulți creștini din țara asta nu știu ce este Evanghelia. Asta este părerea mea. Dar în cazul nostru, cred că știm ce este Evanghelia. Însă ceea ce ne roade la un moment dat este că știm că cu persoane specifice Evanghelia se duce sau Evanghelia trebuie prezentată în moduri specifice, da? Că unul nu crede un lucru, unul are o altă obiecție, da? Și simte această nevoie și această dependență de călăuzirea Duhului Sfânt. Și foarte bun lucrul ăsta. Este extraordinar.
Este adevărat că este o promisiune lăsată în Sfânta Scriptură că Dumnezeu ne va da chiar în ceasul acela ce avem nevoie să spunem în... și este un context al persecuției, cred că este un principiu al călăuzirii specifice. Însă ceea ce trebuie să arătăm noi înaintea lui Dumnezeu este supunere față de revelația generală. Eu sunt ferm convins, dacă eu prin credință, Doamne, eu nu știu ce o să mă întrebe asta. Eu nu știu dacă o să aibă întrebări cheie pentru mine sau întrebări încuietoare pentru mine sau nu știu ce întrebări care să mă facă să mă duc să mai cercetez o săptămână să mă întâlnesc cu ele aia. Nu știu. Dar eu mă duc prin credință, mă supun responsabilității pe care mi-a dat-o să predic Evanghelia și cred că tu o să mă călăuzești atunci specific. Și câți dintre noi n-am experimentat lucrul acesta? Nu știu, n-ați experimentat niciodată să predicați Evanghelia unui om să vă mirați de dumneavoastră ce răspunsuri ați dat? Adică, cum spunea cineva, am avut o predică așa de bună că îmi venea să-mi iau notițe, știi? Acum, este o ironie asta, dar în predicarea Evangheliei experimentez asta. Este o încurajare pe care Dumnezeu ți-o dă, pentru că experimentez pe lângă revelația generală o călăuzire specifică a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt din tine, care îți călăuzește mintea și gândurile să poți răspunde omului respectiv. Nu zic că Dumnezeu uneori nu ne mai smerește și ne mai lasă așa să ne ducem și noi să mai cercetăm. Da, într-adevăr. Însă, eu nu zic, nu mă duc, ce să vorbesc eu cu omul ăsta, că omul ăsta nu știu ce știe, nu știu ce mi-ar putea spune și nu mă duc să-i predic Evanghelia. Nu, asta înseamnă să nu mă supun revelației generale care spune, Dumnezeu, ești responsabil să mărturisești Evanghelia. Specific ce vei avea nevoie atunci, Dumnezeu să va îngriji să-ți dea atâta cât consideră El că trebuie să-ți dea. Și asta face Iona. Iona se supune față de revelația generală a lui Dumnezeu, la cât i-a dat Dumnezeu. Călăuzirea specifică depinde de supunerea mea. Dacă eu mă supun lui Dumnezeu, voi avea parte de călăuzirea specifică. Mulți oameni, știți ce, nu le experimentează pe Dumnezeu. Mulți oameni nu experimentează călăuzirea Duhului Sfânt pentru că ei se așteaptă, ce vrei, călăuzirea Duhului Sfânt să o experimentezi în fața telenovelor sau a televizorului sau pe tabletă? La ce? Să stau acasă să beau ceai, să ne uităm așa, acum pune soarele. Mă, ce mi-ar plăcea mie să experimentez călăuzirea Duhului Sfânt? Și aș vrea să văd pe Dumnezeu lucrând cu putere. Lucrând cu putere ce? Ce să lucreze cu puterea Dumnezeu? Ieși, Domnule, în afară. Supune-te unui risc. Supune-te riscului de a fi confruntat. Supune-te riscului de a fi bajocorit, de a fi făcut de rușine. Și atunci vei vedea minunile lui Dumnezeu. Ieși tu în afară cum ai ieșit. Vrem să vin ca biserica din Faptele Apostolilor. Ieși să afară ca biserica din Faptele Apostolilor. Vrem să vedem pe Dumnezeu ca în Faptele Apostolilor. Unde-s minunile lui Dumnezeu? Păi unde să fie dacă noi stăm închiși? Oare unde să fie minunile lui Dumnezeu? Oare să fie lucrarea lui Dumnezeu? Unde să fie călăuzirea lui Dumnezeu? Călăuzirea Duhului Sfânt este una dintre cele mai frumoase binecuvântări pe care le-a dat Dumnezeu creștinului. Să simți o asemenea presiune, o asemenea călăuzire, o asemenea coordonare a minții tale și a personalităților tale care se află în mâna Duhului Sfânt. Dar să nu experimentezi aiurea. O experimentezi când te supui lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți călăuzește mintea conform cuvântului Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca să faci lucrarea lui Dumnezeu. E o experiență fantastică pe care o putem avea fiecare dintre noi în fiecare zi. În fiecare zi. Vreau să experimentez această călăuzire specifică, să mă supun lui Dumnezeu față de călăuzirea generală, față de revelația generală. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, să ținem la mesajul Evangheliei, să iubim mesajul Evangheliei, să credem mesajul Evangheliei, să fim încurajați de mesajul Evangheliei, să predicăm mesajul Evangheliei. Nu este complicat. Este responsabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și uitați-vă la efectul pe care l-a avut. În ultimă instanță nu efectele contează, ci contează credincioșia noastră și mărturia pe care o depunem înaintea lui Dumnezeu și față de oameni. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin.